Vă invit să deschideți cuvântul Domnului La prima carte a Bibliei Cartea Genezei Capitolul 15 Începem citirea cu versetul 7 Geneza Capitolul 15 versetul 7 Nu am numărul La pagină în scriptură Că îl știți Că îl știți Domnul i-a mai zis lui Avram, Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeia, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpuzit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La le apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea a nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, S-a făcut un întunere ca dânc și atât că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis, seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Amin. Dragii mei, un text pe care l-ați mai ascultat, poate că l-ați citit, dar aș vrea să fac un pic legătură și cu mesajul frumos de dimineață pe care l-am ascultat prin fratele Alex, Trăirea în Hristos. Și mă gândeam ce astăzi la prânz, ca să trăiești în Hristos, trebuie să ai o relație cu Hristos. Și Chiar așa mi și intitulat mesajul Relația cu Hristos. Pentru că din ceea ce am văzut aici, dintre Dumnezeu și Avram, este o relație deosebită. O relație după care cel puțin eu tânjesc și cred că asta a fost scopul Domnului Sus, ca să avem genul acesta de relație. De multe ori ne pierdem în fel și fel de, de teorii. Pentru că relația lui Hristos, în primul rând, este o relație practică. Aici Dumnezeu îi spune, pentru a patra oară lui Avram, Avram o să-ți dau ție, pământul acesta. Și Avram, așa în nevinovăția lui, adică el știa ce relație are cu Domnul. Pentru că în urmă cu câtva timp, Dumnezeu s-a oprit din drum și a zis să nu-i spun prietenului meu Avram ce am de gând să fac în Sodoma și Gomora? Și relația aceea frumoasă în care Dumnezeu l-a considerat pe Avram prietenul lui. Avram exact pe baza la aceeași relație îi spune Doamne, Doamne, mi-ai spus de câteva ori când dai pământul, cum voi cunoaște asta? Mi-a plăcut foarte mult atitudinea aceasta lui Avram pentru că El cere o dovadă palpabilă promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Și imediat m-am dus cu gândul la Cuvântul Dumnezeu care spune: Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și anume, asta așteaptă de la noi, Domnul Isus, în relația noastră cu El, să fim practici, nu teoretici. Suntem plini de teorie, plini de dogme, doctrine. În loc să avem o relație cu el clară, ca un copil, Doamne. De ce? Cum? Când? Doamne, aștept! Încercați-mă, spune Domnul, încercați-mă și veți experimenta lucruri mari împreună cu mine. Doar cei care au o relație cu El pot face lucrul acesta. Săteam și meditam la această relație între Avram și Dumnezeu, cum Avram îi punea o întrebare și Dumnezeu îi răspundea. Și chiar cuvântul meu, Domnului ne deslușește și nume, cum vorbește doi oameni, gură către gură, așa vorbea Avram cu Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta să vă pun această întrebare retorică. Nu ați dori oare o astfel de relație? Pentru că relația cu Hristos e o relație practică, dragii mei. După aceea, Dumnezeu nu s-a supărat pe el. Cu nu s-a supărat nici pe Gedeon. Iarăși, practic, Dumnezeu lui Gedeon, Gedeon, o să-i nenorocești pe Madianiți. Și Gedeon a avut, zicem noi, tupeul să-i pună cuvânt Dumnezeu la încercare. Dar nu a fost asta. Pentru că a fost acolo o relație. Nu mai există o brăznicie într-o relație sănătoasă. Și atunci copiii mei, dacă mie pot să-mi pună tot felul de întrebări, n-am cum să-l consider obraznic. La fel și Domnul Iisus. Nu are cum să mă consider obraznic când îi spun, Doamne, vreau să văd, vreau să mă simt în siguranță, Doamne, dă-mi un semn, Doamne, vreau să te văd pe Tine. Și asta a fost Gedeon. Și eu zis, Doamne, vreau lâna să fie udă, după aceea invers, să fie pământul uscat, lâna să fie uscată, pământul... Și, și l-a văzut pe Dumnezeu. Și foarte interesant, că Dumnezeu a intrat în jocul ăsta lui Adam și cred că și zâmbea. Și a zis, asta e copilul meu, pentru că despre asta e vorba, despre asta e relația. Când am creat pe om, după chipul și asemânarea noastră Și când în fiecare dimineață, Dumnezeu cobora în răcoarea dimineții acolo În gădina Eden, să vorbească, să aibă o stare frumoasă de vorbă cu Adam Ce credeți că vorbeau? Politică? Vorbea despre planurile lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu Armagedonul Cu lupta din Apocalipsa Nu era o relație simplă acolo pentru că Dumnezeu întotdeauna vorbește pe înțelesul nostru, a doua parte în relația cu Hristos. Este o relație pe înțelesul nostru, relația cu Hristos. El nu vorbește la nivelul lui nici de cum. Pentru că Dumnezeu a spus lui Adam, Adam, mă bucur pentru cererea ta. Și o zis, ce să facem? Haideți să mergem la notar și să facem un contract legal. Pentru că asta a fost toată desfășurarea aici. În Geneza 15, dragii mei. Un contract legalizat. O decât i or de ori doreai să vinți, vrea să vinzi o casă, atât cumpărătorul, cât și vânzătorul, trebuia să vină cu un animal. Îl despicau în două, puneau jumătățile una în fața celelalte, și fiecare trecea prin mijlocul acelor animale despicate. Și au zis: Dacă la ei erau așa, dacă eu nu respect acest legământ, acest contract, voi deveni ca aceste animale. Asta era puterea cuvântului și puterea legământului. Și Dumnezeu îi vorbește lui Avram exact pe înțelesul lui. și îi zice Avrame, vreau să facem un legământ și legalizăm. Dar mai mult decât o oaie sau de o, de o vacă. Știți, nu, 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 legământul ăsta are o valoare inestimabilă și atunci să aduci trei animale mari. Când vorbim despre acest contract, Dumnezeu este foarte serios. De fiecare dată la un alt contract trebuie să folosești doar un animal. Acum o lașo și vacă, și-o capră, și-o și lași două păsări. Pentru că este foarte important acest legământ. Dumnezeu respectă limbajul nostru. El se apropie de noi în termenii noștri, dragii mei. Întotdeauna când Dumnezeu vorbește egal prin cine sau prin ce, Dumnezeu vorbește pe limba noastră, pe înțelesul nostru. Și ori de câte ori atunci când tu vei pleca din prezența unei persoane care ți-a vorbit despre Dumnezeu, vei înțelege, nu vei pleca mai confuz decât ai fost înainte. Dumnezeu vorbește pe termenii noștri. Priviți la Domnul Isus face exact aceeași treabă. Când trece pe câmp și vede bumbacul, începe și face o, compara o, o metaforă cu ceea ce înseamnă câmpul. Vorbește cu niște fermieri, crescători de ovine și face o relație cu, și dă o pildă, oaia rătăcită. Dumnezeu ne ia din tot ceea ce avem noi, cu tot ce suntem familiari și ne vorbește pe înțelesul nostru. Dragii mei, când nu înțelegi ceva, fi specific și întreabă pe Domnul. Doamne, vorbește pe limba mea că nu înțeleg sau dacă nu înțelegi, poate că ceva s-a interpus între tine și El. Și porocul vorbește despre că nu mâna Domnului prea nici urechea Domnului prea tare. că adică nici de cum bunăvoința Domnului să vă ajungă, nu și-a luat el mâna. Nu a devenit sur la rugăciunile noastre, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire. Și de aceea suntem confuzi de foarte multe ori atunci când auzim de la Domnul. Și auzim de la Domnul și zicem, a, nu se poate. Pentru că de cele multe ori planurile nu se pot cu planurile noastre. Și dacă în confuzia aceasta ceva nu bate cum credem noi, nu-i de la Domnul. Poți să auzi vocea lui Hristos doar atunci când ai o relație cu Hristos. Poți să descifrești ceea ce vrea Hristos de la tine doar atunci când ai o relație clară cu El. Aș vrea, dragii mei, ca să le spun celor care sunt la școala duminicală. Pentru mine școala duminicală este deosebit de importantă. După mesaj, după predică, este o instituție cea mai importantă, un, un, un subansamblu a ce se înseamnă biserică școala duminicală. De ce? Pentru că cei învățători de școală duminicală sunt formatori de opinie. Sunt formatori de opinie. De aceea învățătorii de școală duminicală trebuie să fie persoane spirituale. Fiecare învățător de școală duminicală pe grupe, și m-am uitat uh, cu un etaj mai jos la fiecare grupă, era acolo categorie de grupă. Și am zis, oare de ce? Oare de ce un copil de 12 ani nu poate să meargă să joace cu mașința cu un copil de 4 ani? Că se plictisește. Oare de ce o povestioară la școala duminicală cu, știu eu, cu un flanelograf și cu niște imagini, de ce nu face la tineret asta? Se plictisesc. Și atunci dacă Dumnezeu a găsit modul nostru, limbajul nostru, la fel să-l găsim și noi celor cu care cărora le slujim, limbajul lor. Cu cât le-a dat Dumnezeu, cu cât i-a înzestrat Dumnezeu, cu grupa lor, îi spune lui Petru, Domnul Iisus, vorbește despre oițe, mielușei, oi, toate grupele de vârstă. Pentru că Dumnezeu are în vedere fiecare grupă de vârstă. Înseamnă noi oamenii care suntem maturi și cunoaștem un pic mai mult. Trebuie să fim atenți cum ne adresăm celor mai mici decât noi. Trebuie să fim foarte atenți cu ce limbaj ne adresăm. Care este limbajul soției tale? Care este limbajul soțului tău? Cum ne vorbești copiilor? Le prezinți așa un Dumnezeu intangibil? Sau un Dumnezeu care a spus, lăsați copila și să vin la mine și nu-i opriți? Pentru că eu vreau să am o relație cu fiecare, de fapt, așa cum am cu acești copii, o naivitate, o dragoste sinceră și onestă. Cum îl prezinți pe acest Hristos, pe acest Dumnezeu minunat copiilor din familia ta? Un Dumnezeu care este aspru? Un Dumnezeu dur? Sau un Dumnezeu care se plin de dragoste, dar și la știință un Dumnezeu drept? Ce limbaș folosești cu copiii tăi? Dacă Dumnezeu însuși folosește un limbaș pe înțelesul nostru, dragii mei, face lucrul acesta pentru că El vrea să comunice cu noi, pentru că El vrea să aibă o relație sănătoasă cu noi. Și în seară, dacă ai crezut vreodată că Iisus Hristos era undeva intangibil departe, vreau să spun că e aici, acum, și avea o relație personală cu tine. Nu vrea să fie o persoană istorică. Nu vrea să fie ceva undeva departe care nu te poți apropia oricum. Mă duc aminte cu foarte mult zeci de ani în urmă, când tatăl meu mi-a spus pentru prima oară de ce s-a rupt perdeaua templului. Și am zis, păi, o fost cu tremur, o căzut cărămizi și o cămit o zgâriat perdeaua și s o rupt. Adică e normal, e logic. Și eu zis, nu, nu. Perdeaua templului s o rupt de sus în jos. Și am zis, păi, normal să rupă de sus în jos, că de jos în sus e un în greu să rupă. Și zis, nu, nu, inițiativa a fost Dumnezeu, nu a noastră. Și eu zis, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a deschis cerul pentru noi oamenii. Și dacă perdeaua din untul templului s-a rupt de sus în jos, înseamnă că avem -i tare slobodă la Tatăl după ce am învățat lucrul acesta. Că nu mai avem un Dumnezeu din distant, nu mai un Dumnezeu care trebuie neapărat să intre undeva cu sânge, trebuie neapărat să facă niște jerfe și eu nu aveam dreptul să, duc, să mă duc la el. Alcineva avea dreptul să meargă înaintea lui cu sângele meu. Dragii mei, de la Golgota, nu mai există niciun mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul, scris cu majusculă, Isus Hristos. Și prin el noi avem mintare slobo de la Tatăl. Și prin el și cu el viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cam așa ar trebui să fie. A explic o relație. Aia înseamnă că noi suntem într-o unitate cu Hristos. Dumnezeu dorește să comunice cu noi cu orice preț. Mi-aduc aminte acea zi fatidică din Gădina Eden. Când o dimineață ca oricare alta, Dumnezeu se coboară în Gădina Eden și îl strigă pe Adam, ca de fiecare dată. Și pentru prima oară, Adam nu este la punctul de întâlnire. Pentru prima dată, Adam nu este la punctul de întâlnire. Și Dumnezeu strigă, Adam, unde ești? M-am ascuns. De ce te-ai ascuns? Adam, toate, toate zilele pe care le-am avut noi împreună, nu știu câte săptămâni, luni de zile au avut împreună. N-au însemnat nimic pentru tine. Nu mai cunoscut pe mine ca Domn al tău. Și eu m-am ascuns că m-am văzut că sunt gol. Apropo de goliciunea de azi dimineață. A dezbrăcat domniile. Le-a făcut de rușine. Și o zis Adame, cine ți-o zis că ești gol? Întrebările acestea supere pe care le pune Dumnezeu, dragii mei, vrea să le spună și nouă. Atunci când suntem acolo jos, într-o confuzie, chiar în păcat, în greșeală, în situații grele, Dumnezeu vrea să ajungă acolo în inima noastră și acolo vrea să comunice cu noi. El știe unde suntem, știe cât de jos suntem, dar vrea să comunice cu noi. Așa da, dragii mei, nu-l opriți. Nu-l blocați. Nu-l blocați. Cât de jos ești acolo, el vrea să se coboare acolo la tine. Să vorbească pe înțelesul tău. Pentru că acolo la Eden, comunicarea a fost în scopul relațiilor. Mă duc aminte de un prieten păstor care a avut un accident cu mașină și a avut o moarte clinică. Și a fost acolo în locuința morților și i-au văzut pe alți frați care erau, au murit înainte de el. Dar înainte să revină pe pământ, a auzit o voce și o îi dute înapoi și spunele cât de importante sunt relațiile pentru mine. Și venit înapoi pe Pământ. Și am zis, wow. După atâția mii de ani de când l-a creat Dumnezeu pe Adam, Dumnezeu a rămas și rămâne consecvent scopului numărul unu pe care l-a creat pe om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră și să comunicăm. Și tocmai asta e lucrul pe care vrea să-l disrugă diavolul. Comunicarea. Comunicarea. Ai distrus comunicarea, s-a distrus relația. Majoritatea familiilor care vin în consiliere asta spun, nu mai comunicăm, nu mai comunicăm, sau avem o comunicare defectuoasă. Și de aici, o relație defectuoasă. Unii încearcă să rezolve relația, dar nu poți să rezolvi relația până când nu pui comunicarea la locul ei. Unii încearcă să aibă o formă, să trăiască cu Hristos, cumva, cumva, doar, 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 dar nu poți să trăiești cu Hristos dacă nu ai o relație cu Hristos. Nu poți să-i ceri lui Hristos anumite lucruri dacă nu ai o relație cu Hristos. El are doar copii, nu ne poți. Doar copii. Doar copiii vin și cer și la momentul potrivit îi se îndeplinește dorința. Asta a fost și atitudinea lui Dumnezeu cu Avram acolo. Vorbeau gură către gură. A fost foarte practică relația aceasta din partea lui, lui Avram. Și zice, Doamne, arată -mi. Dumnezeu i-a arătat. Și i-a arătat pe înțelesul lui. Exact. Puneți-mă la încercare, spune Domnul. Vă, pun, vă rog, puneți-mă la încercare. Dragii mei, eu cred că orice creștin care are relație sănătoasă cu Hristos are și o doză de naivitate. Are și o doză de naivitate. Știți de ce? Zilele trecute povesteam cu copiii mei care sunt un pic mai mari și odată să mă uit așa la ei acolo, dar mi-aduc aminte când erau mici și uh, le plăceau sporturile extreme și trebuia să-i pui sud -de sus acolo pe dulap și mă mi poate ai, hai să la tata. Și în toată naivitatea asta lor acolo, cât de de sus erau, își, își dădeau drum acolo. De ce? Pentru că știau că tata o să-i prindă. Am auzit o, 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 fabulă la cineva care s-a dus pe munte și a căzut într-o prăpastie. Și în timp ce cădea în prăpastie s-a agățat de, o rădăcină care încă ieșise acolo din stânga și o prins o și s-o uita jos, o, ce e bine, nu mai e. Și au să strige ajutor, ajutor, ajutor. Și se aude vocea lui Dumnezeu. Dă-ți drumul că te prind. O statul o stat, o meditați și -o zis, altcineva, altcineva, nu este. De atâte ori suntem și noi așa. Îmi spune Domnul, dă drumul că te prind. Doamne, dar nu mai nu, nu văd. E, ești chiar tu? Ești chiar acolo? dă drumul că te prind. Avea 86 de ani Avram când a auzit prima oară. și au trecut și-a avut 100 de ani când s-a născut Isaac. Dar l-a crezut. Și Biblia spune: lucrul acesta i s-a considerat neprihănire. Credeți-i, dragi mei, pe cuvânt pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu este om să mintă. Și dacă crezi că te ții de undeva de o creangă uscată, dacă tu crezi că ești într-un context unde ți se pare că este într-un confort, vreau să spun că în brațele lui Dumnezeu este un confort și mai mare. Este un confort și mai mare. La treilea lucru, relația aceasta cu Hristos este o relație bazată pe ascultare. Când Dumnezeu i-a spus exact în versetul ce să facă, ce animale să ia, Avram a făcut în tocmai. Exact cum a spus Dumnezeu. Dar de când a sacrificat, a sacrificat, animale și până să vină Dumnezeu, a trecut un pic de timp. Și trecem ușor peste un verset. Și anume, versetul 11. Citind la 10, Avram a luat toate dobita acestea, le-a despicat în două și a pus pe fiecare bucată una în fața alteia. Dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpuzit pe săstâvuri, dar Avram le-a izgonit. Și merge mai departe. Dar versetul acesta, versetul 11, este deosebit de important, dragii mei. Pentru că acolo s-a transmis un mesaj. Păsările răpitoare, de cel mai multe ori, au fost ilustrați ca și corbii. Dar ăștia nu sunt corbii al lui Ilie. Pentru că vreau să vă zic un lucru, dragii mei. Atunci când tu ești gata să faci un sacrificiu Atunci când ești gata să, aș să aștepți o prezență divină Să aștepți un răspuns Să aștepți din partea lui Dumnezeu un mesaj Vor veni păsările răpitoare Să-ți ciugulească Din binecuvântare din, serf, din sacrificiu Din jerfă Nu toți corbii sunt trimiși de Dumnezeu nu toți corbii sunt trimiși de Dumnezeu. Chiar și acest corp, care sunt păsărăpitoare, pot fi conduse direct de către Dumnezeu. Dar doar când vrea El. Dacă nu-i trimite Dumnezeu, sunt păsărăpitoare și ele se hrănesc din stârvuri, din hoituri. Dragul meu, au venit în viața mea și cred că au venit și în viața voastră păsă răpitoare care să vă fură din binecuvântare. Păsă răpitoare care să compromită închinarea voastră. Cuvântul Domnului spune că Avram s-a dus și izgonit. L-am izgonit și eu. Dar a fost un moment în care am alergat prea mult după aceste păsări răpitoare să le dau la o parte. Și am neglijat sacrificiul. Cuvântul spune că Avram Le-a dat o parte Și s-a întors Și s-a întors Astăzi atât de mulți oameni Umblă după aceste păsări răpitoare Să le alunge Și tot ce au mintea lor este Ce să facă să lungă păsările Astăzi seara vreau să spun Nu te mai concentra pe ce să nu faci Concentrează-te pe ce trebuie Să faci Pentru că la ce te uiți Acela va crește pe ce te concentrezi tu, acela se va face mare înaintea ochilor tăi și vei omite relația cu Hristos. Și Hristos va deveni ceva foarte mic pentru că tu îți iei ochii de la El și te îndrepți către păsările răpitoare. Cum să le mai dai la o parte? Și treci ani. Și ești tot acolo în depresia aia, ești tot sub aceea vină, ești tot sub același, aceeași aceeași acuză diavolului, e sub aceeași frustrare, e sub, sub aceeași anxietate de ani și ani, de zile. Și ai uitat cândva, i-ai făcut o promisiune, ai uitat cândva că ai făcut o promisiune, cândva ai făcut o jevă, Doamne, vreau să am o relație cu Tine. Și a început să te concentrezi păsări mai mult decât pe jerfă. ia o otărâre astăzi în inima ta să nu mai concentrezi pe păsări. Când vin, le dau de o la o parte. Dar nu alerg după ele. Nu alerg după ele. Nu o să mă, toată viața mea, nu o să mă preocup cum să scap de păsările răpitoare. Mă voi concentra cum să mă sfințesc mai mult? Cum să aduc jerfă înaintea lui Hristos mai mult? Nu o să mă concentrez pe ce nu am. Nu o să mă concentrez pe cei care vor să mă rănească. O să mă concentrez pe Hristos mai mult. Pentru că de păsările răpitoare, dragii mei, nu o să scăpăm niciodată. De păsările răpitoare nu o să scăpăm niciodată în călătoria noastră pe acest pământ, foarte mulți creștini se concentrează foarte mult doar pe destinație. ah, ce să fac, să dau la o parte cu tare, cu tare, să nu fac aia, să nu fac cealaltă, doar, doar, doar să ajung acolo sus. Și genul acesta de creștini nu se bucură de călătorie. Pentru că Isus a zis, eu voi fi cu voi până. Aia înseamnă Că de când mă trezesc în fiecare dimineață, eu încep o călătorie cu acest Dumnezeu Isus Hristos. Și tot împreună cu El voi ajunge la destinație. Voi ajunge la împlinirea legământului. Și atunci, a, cum să fac? Și eu omit El e lângă mine și eu mă concentrez tot timpul după păsările răpitoare. Și nu mă bucur deloc de timpul cu El, de părtășia cu El, de relația cu El. Dragii mei, bucurați-vă de părtășia cu Domnul Iisus. Sărbătoriți micile acelea victorii. Când l-ați văzut undeva pe Domnul, când l-ați văzut că Domnul v-a deschis o ușă în anumită direcție, opriți-vă și lăudați pe Domnul. Nu vă concentrați, oh, ce bine că au păsările de răpitoare, ăla, ăla, ăla și ăla. Nu, nu, bucură-te de ce ai primit. Nu te uita ceea ce au vrut să facă alții. Pentru că Avram au venit păsările, le-au izgonit și el s-a întors la jerfă. A durat un pic. Și această călătorie între noi și până a venit Dumnezeu este o călătorie și Dumnezeu așteaptă să vedem, ne bucurăm de această călătorie. Avram atât de exaltat a fost încât a dormit. L-a somnul. Dar e foarte frumos că acolo în somn Dumnezeu îi se revelează. Dumnezeu îi se revelează. Tot ceea ce trebuia să facă Avram era doar să creadă în Dumnezeu. Nu Avram a inițiat legământul, a fost inițiativa lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu n-a făcut legământul acela doar cu Avram. Dumnezeu a făcut legământul acela și cu mine, și cu voi, cu fiecare. Este un legământ, dragii mei, pe care Dumnezeu l-a inițiat, nu l-a inițiat un om. Și singurul lucru pe care noi trebuie să facem, ce că sunt acolo obligațiile părților. Dumnezeu și-a asumat o sumedenie de lucruri. Nu atât ne zis să crezi. Pentru că asta e relația cu Hristos, este o relație bazată pe ascultare o, bazat o relație bazată pe încredere. În Hristos, Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Dumnezeu a, iarăși a inițiat un legământ cu noi oamenii și a adus el jerfa. De data asta a dus el jerfa, pentru că s-a săturat de jerfele noastre. S-a săturat de jerfele noastre. Și așa cum în legământul acesta, Adu eu jefa și a dus jefa pe Fiul Său Iisus Hristos. Și a turnat jefa asta acolo pe cruce. Un trup a turnat între cer și Pământ. Și nu trebuie să faceți absolut nimic. Doar să credeți asta tot. Dacă vrei să trăiești cu Hristos, dacă vrei să ai o relație cu Hristos, trebuie să îl crezi pe cuvânt. Că El este. Că El este. În Epistola Apostolului Pavel către Galaten, în capitolul 3, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat de oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. De aici a început totul, dragii mei. De la acest legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram, în acel legământ, am fost și noi scriși. Noi eram parte din acel legământ. Și de ce? Pentru că nu eram în capsa lui Avram. Pentru că nu eram acolo. Evrei ulterior au zis, a, nu avem pe, ca tată pe Avram. Și eu zic, nu e adevărat. Voi nu l-aveți pe Avram ca tată. Voi l-aveți pe diavolul. Pentru că oricine a crezut în acel legământ, el are o relație cu mine. Voi nu aveți o relație cu mine, a spus Domnul Isus celor de acolo. Și eu zic, doar cine are o relație cu mine face parte din acel legământ între mine și Avram. Cine nu, nu există în acel legământ. Dragii mei, Dumnezeu ne-a avut în vedere pe noi, astăzi, pe absolut fiecare dintre dumneavoastră. Vesetul superb pe care l-a citit fratele din Romani A oferit iertarea Nu pentru pocăiți Hristos nu a venit pentru pocăiți Hristos nu a venit pentru sfântoci A venit pentru toți cei care au nevoie De vindecare De mântuire Și sună iertarea Nu a fost dată unui număr restrâns de persoane doar unei națiuni. Iertarea a fost oferită tuturor. Ioan 3 cu 16. Din păcate, creștini l-a uitat. Îl recită foarte bine. Dă semnificația. Pentru ca oricine crede în el, nu trebuie să facă altceva. Oricine crede că Isus Hristos este obiectul legământului lui Dumnezeu cu noi, oamenii, va avea viață veșnică. Nu va pieri. Va avea viață veșnică. Obiectul legământului între Dumnezeu și oamenii. Împăcarea aceea cu o împăcat Dumnezeu lumea cu Sine, iarăși a fost. Inițiativa lui Dumnezeu, că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, El deja a fost trimis să moară pentru mine, ca să am o relație cu El, ca El să aibă o relație cu mine. Și, dar, fiecare dintre noi, El ne-a oferit iertarea. Nu știu dacă ați primit-o toți. Nu știu dacă toți de aici beneficiați de acel legământ. Dar vă rog, nu plecați în seara aceasta acasă până când nu vă asigurați că ați intrat în termenii acelui legământ. Să nu plecați cumva acasă ca să auziți niște cuvinte, ceva versete din Scriptură. Și să nu fie acolo în inimă o relație cu Hristos. După ce Domnul Iisus să-i s-a revelat lui Avram, este o descriere superbă, versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric. Toate păsările au dispărut, liniște, nu s-a mai văzut absolut nimic și a rămas doar Avram cu Dumnezeu. Și asta este momentul superb. Pentru că mântuirea nu e globală, este personală. Și a rămas Dumnezeu, s-a întâlnit Dumnezeu cu Avram. Și -a zis, Avrame, acum o să-mi fac și partea mea. Și dintr-o dată, spune cuvântul, a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin redobitoacele despicate de acolo. Pentru că acum trebuia să-și încheie Dumnezeu legământul și partea lui. Și ceea ce zice, el face. Ceea ce zice, el face. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram. Și la întrebarea aia lui naivă, Doamne... Eu vreau să văd a, a, cum îmi demonstrez că e sămânța mea, neamul meu, națiune, teren, cum îmi demonstrez? Și Dumnezeu i-a demonstrat și a mers în niște detalii pe care nu i le-a spus înainte. Dragii mei, când vin într-o relație cu Hristos, îți va descoperi niște lucruri pe care niciodată mintea ta nu a putut să le vadă. Unii vor să-L vadă. Doamne, vrem să te vedem pe tine. Dragii mei, nu suntem în stare să-L vedem. Dragii mei, nu vom face față să-L vedem. El are lucruri mari, frumoase să ne, să ne, se descopere, dar nu oricum, nu oricui. Doar celor care sunt într-o relație clară și frumoasă cu El. Nu are cum să se reveleze Dumnezeu oricum. Oprește-te să-i ceri lucrurile astea și fi sigur că ai o relație cu el întâi. Și Avram, seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare Eufrat. Ce am făcut noi astăzi, Avrame, o pecetruit pe veci legământul acesta. Pe veci al s-a mai întâmplat. N-a mai existat alegământ. legământ. Pentru că n-am mai avut nevoie. Dumnezeu nu rupe unul, face celălalt. Hai să mai schimbăm, schimbăm termenii. Nici de cum. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care a trebuit să încă ceva nu a fost în regulă acolo. Așa. A, trebuie să mă îmbunătățim ceva, facem o clauză, act adițional. Nu există așa ceva cu El. Pentru că legământul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram este un legământ veșnic, dragii mei. Legământul după aceea pe care l-a făcut cu noi și în Hristos este un legământ veșnic. Nu mai avem nevoie de absolut niciun legământ, că de aceea ne-a trimis Duhul. Mă zic pe mulți care se dau creștini, care zic că sunt creștini. O, cum să nu cred în Hristos? Și când încep să vorbești despre acel Duh Sfânt, așa cum am citit în Galateni, ce vorbim despre acel Duh făgăduit. Că El are să vă călăuzească în tot adevărul. Deja lui oamenii încep ca să dea din colț în colț. Nu se poate să fie ai lui Hristos și să n-ai Duhul. Nu se poate. Sunt o grămadă de oameni care cred că îl au pe Buda și zic că-s budiști. Sunt budiști fără Buddha. Poți să fii musulman, nu-l nu ai pe, pe, pe cel mai, cel mai tare uh, inițiator al uh, religiei musulmane, dar nu poți să fii creștin și să nu-l ai pe Hristos. Nu se poate lucrul acesta. Și atunci, orice persoană care se numește creștin îl are pe Hristos. Și orice persoană care îl are pe, pe Hristos se numește creștin. Mici cristoși. Deci, dragii mei, relația cu Hristos, relația cu Hristos, e clar că este o relație practică. Asta vrea Domnul Iisus de la noi. Și vrea doar ascultare. Vrea doar ascultare. Și în un context cu împăratul Saul și cu porocul Samuel, vine acest mesaj și că prețuiește Domnul mai mult grăsimile și ardele de tot decât ascultarea. Și este un verset celebru și majoritatea creștinilor știu. Ascultare doresc, nu jerfe. E un cuvânt atât de greu. Pentru că mulți dintre noi, mai bine trebuie să să facem ceva pentru Hristos și noi să credem că toată relația dintre noi și Hristos e bazată pe a face decât să ascultăm. Dar e grea ascultarea. Pentru că ascultarea te ia din confortul tău și va să te în confortul lui Hristos. Ascultarea este grea pentru că este împotriva firii noastre pământești. Dragii mei, am învățat de-a lungul timpului că nu este loc mai frumos atunci când asculți. Nu este un loc mai potrivit decât să te duci și să fii acolo unde o zis Isus să fii. Nu mă, nu mă ui la condiții. Nu contează condițiile din jurul meu. Eu mă duc acolo unde o zis Hristos să mă duc. Pentru că va fi bine. Și promisiunea Domnului Iisus este ultima promisiune care a făcut-o tot pe bază de relație. Și o zis, eu mă duc acolo unde sunt eu să, să fiți și voi. Și atunci, stai așa puțin, eu vreau în continuare și când veni, o să veniți la mine acasă, și când o să veniți la mine acasă, vreau să avem aceeași relație. Și vreau să fac în așa fel ca acolo unde eu locuiesc, vreau să locuiți toți împreună cu mine, ca să avem relație. Dragii mei, în această seară vă întreb, ați vrea să aveți această relație cu Hristos? Vă iubim să vă ridicați. Și dacă astăzi se arește aici și nu ai acea relație cu Hristos, fie că nu ai decis niciodată lucrul acesta, fie că te-ai jucat, te ai crescut în biserică, dar n-a crescut biserica în tine, fie că ai fost doar un simplu vizitator la programe, alegea să ai o relație cu Hristos. Alegea să ai o relație cu Hristos. Ca să poți trăi împreună cu Hristos. Ca să poți să continui pe acest pământ o relație și o trăire așa cum vrea El. Dacă vrei să faci lucrul acesta, te invit să vii aici, în față. Pentru cei care vrei să-l primiți pe Domnul Isus. Pentru cei care vreți să vă revigorați credința, să spun, Doamne, m-am jucat cu tine. Dar începând de astăzi vreau să am cu acea relație personală cu tine. În ascultare, în credere. Plecăm capetele și ne rugăm.